Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Cuvântul lui Dumnezeu ne aduce, de fiecare dată când ne apropiem de El, în prezența lui Dumnezeu. O face prin prezentarea Voiei lui Dumnezeu, prin aflarea promisiunilor pe care El ni le face, prin prezentarea planului pe care Dumnezeul nostru îl are cu privire la izbăvirea omenirii. Nici de această dată Dumnezeu nu face excepție, Duhului cel Sfânt fiind acela care prezintă pentru noi ceea ce Dumnezeu vrea să aflăm și ceea ce inima noastră are nevoie. Suntem acum la capitolul 20 al Evangheliei după Matei. Capitolul se deschide cu pilda lucrătorilor viei, care nu este altceva decât o continuare a discuției pe care Domnul Isus a inițiat-o cu privire la răsplată. Este foarte important să privim modul în care Dumnezeu vede viața noastră, eforturile pe care noi le facem și răsplata pe care el ne dă. Să ascultăm deci cuvintele Domnului nostru fiindcă împărăția cerurilor se aseamănă cu un gospodar care a ieșit dis de dimineață să-și tocmească lucrători la vie. S-a învoit cu lucrătorii cu câte un leu pe zi și i-a trimis la vie. A ieșit pe la ceasul al treilea și a văzut pe alții stând în piață fără lucru. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și vă voi da ce va fi cu dreptul. Și s-au dus. A ieșit iarăși pe la ceasul al șaselea și al nouălea și a făcut la fel. Acest stăpân era interesat să strângă strugurii cât de repede se putea. Planul lui era clar și nu voia să piardă nicio clipă. În schimb, orarul de lucru pe care el îl oferă unora era pentru ei adevărat chilipir. Ceasul al șaselea era deja prânzul. Ceasul al nouălea era deja ora trei după amiază când cea mai mare parte a zilei de lucru era trecută. Dar stăpânul are planul lui. Când a ieșit pe la ceasul al 11-lea, a găsit pe alții stând în piață și le-a zis de ce stați aici toată ziua fără lucru? Ei au răspuns: Pentru că nu ne-a tocmit nimeni. Duceți-vă și voi în via mea, le-a zis el, și veți primi ce va fi cu dreptul. Trebuie remarcat faptul că acest om este deosebit de toți ceilalți. El i-a luat pe cei care nu i-a tocmit nimeni. Cu alte cuvinte, nu a stat să caute referință cu privire la ei, nu a stat să-i pună la probă de lucru, ci i-a tocmit imediat. În cele din urmă, lucrarea este făcută și vine momentul plății. Seara, stăpânul vie a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata începând de la cei de pe urmă până la cei din tâi. Cei din ceasul al 11 le-au venit și au luat fiecare câte un leu. Când au venit cei din tâi, socoteau că vor primi mai mult, dar au primit și ei tot câte un leu de fiecare. După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului și ziceau, aceștia de pe urmă n-au lucrat decât un ceas și la plată i-ai făcut potrivă cu noi care am suferit greul și zăduful zilei. Drept răspuns, el a zis uneia dintre ei. Prietene, ție nu-ți fac nicio nedreptate. Nu te-ai tocmic cu mine pentru un leu? Iați ce ți se cuvine și pleacă. Eu vreau să plătesc și acestuia din urmă, ca și ție. Nu pot să fac ce vreau cu cei al meu? Ori este ochiul tău rău, fiindcă eu sunt bun. Numai că, vedeți, la plata apar divergențele. Un lucru care trebuie menționat aici este acela că, în acea vreme, în Israel, era prevedere legală ca plata pentru cel ce a lucrat să se facă la sfârșitul zilei, deoarece ea era doar cu puțin peste necesarul de hrana al unei zile. Deci, oamenii aceia aveau nevoie de plata aceea. Desigur, tot în conformitate cu legile vremii, nimeni nu se aștepta să primească pentru o jumătate de zi plata pentru una întreagă. Nici cel care lucrase numai două ore nu se putea aștepta să primească nici măcar ca cel care lucrase jumătate de zi. Deci, protestul acelor oameni avea o oarecare bază. Dar nu acesta este motivul pentru care dă Domnul Isus această pildă. Adevărul pe care Domnul Isus îl prezintă aici nu se referă la cantitatea de lucru, nici la poziția pe care o ocupă cineva. Nu acestea sunt cele care determină răsplata pe care o primești. Fiecare va fi răsplătit pentru credincioșia de care dă dovadă. Dacă Dumnezeu îți oferă o responsabilitate, nu contează cât este ea de mare sau importantă. Nu aceasta dă măsura binecuvântării. Măsura binecuvântării este dată de credincioșia ta. Domnul Isus spune chiar la un moment dat că celui care dă dovadă de credincioșie în lucrurile mici îi se vor încredința altele mai mari și mai importante. În aceeași idee se înscrie afirmația Domnului, devenit atât de cunoscută. Tot așa, cei din urmă vor fi cei din tâi și cei din tâi vor fi cei din urmă. Pentru că mulți sunt chemați, dar puțin sunt aleși. Atunci când credincioșia este măsura, nu contează vechima pe care o ai, importanța pe care ai avut-o, ci numai credincioșia ta. Dar să înaintăm și noi cu Domnul Isus, care anunță acum pentru a patra oară ceea ce se va petrece cu el. Este important să observăm că el se mișcă și pe plan fizic către Ierusalim. Pe când se suia Iisus la Ierusalim, pe drum, a luat deoparte pe cei 12 ucenici și le-a zis, Iată că ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâinile preoților celor mai de seamă și cărturarilor. Ei îl vor osândi la moarte și îl vor da în mâinile neamurilor ca să-l bajocorească, să-l bată și să-l răstignească. Dar a treia zi va învia. Domnul și ucenicii ies din Valea Iordanului și se îndreaptă așa cum vedem către Ierusalim. Motivul Domnului este unul foarte clar. El merge către cruce. De această dată, Domnul Isus le spune mai în detaliu ce avea să se întâmple cu el. Petru nu mai spune nimic de această dată. El învăța selecția. Însă mai erau și alții care nu înțeleseseră încă ce fel de Mesia era Domnul Isus. Atunci mama fiilor lui Zebedei s-a apropiat de Isus împreună cu fiii ei și s-a închinat, vrând să-i facă o cerere. El a întrebat-o, ce vrei? Poruncește, i-a zis ea, ca în împărăția ta acești doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la stânga ta. Este evident că ei nu au înțeles cuvintele Domnului Isus. Ei se așteptau ca odată ce domnul intră în mâinile romanilor să înceapă răscoala care să ducă la eliberarea poporului și instaurarea unei noi împărății în care domnul Isus avea să fie un rege puternic. Poate că ecourile pildei privitoare la răsplată nu se stinseseră în mințile lor și au făcut o asociere cu ceea ce a spus domnul privitor la credincioșie. Numai că asocierea lor a fost greșit făcută. Răspunsul domnului o să arate lucrul acesta. Drept răspuns, Iisus a zis, nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care am să-l beau eu și să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu? Putem, i-au zis ei. Și el le-a răspuns, este adevărat că veți bea paharul meu și veți fi botezați cu botezul cu care am să fiu botezat eu. Dar aședea la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pentru care a fost pregătită de tatăl meu. Domnul nu spune că nu este un loc la dreapta și la stânga lui, locuri ale onoarei, ci doar că nu depinde de el pentru a da acele locuri în mod arbitrar nici lui Ioan, nici lui Iacov și nimănui al cuiva. Acele locuri sunt ale celor care se pregătesc pentru ele. Observați, vă rog, cerul este pentru cei care îl caută. Nu faci nimic pentru a fi mântuit. Nu poți face nimic altceva decât să crezi în calea oferită de Dumnezeu pentru mântuire, nu poți face altceva decât să crezi în Domnul Isus și să primești în felul acesta minunatul lui dar. Însă, atunci când vine vorba despre răsplată, trebuie să înțelegem că ea depinde foarte mult de credincioșia de care dai dovadă aici pe pământ. Este un aspect foarte important și se pare că foarte mulți creștini l-au pierdut din vedere. Sunt atâția care nu mai sunt preocupați de așa ceva consideră că a fi în ceruri este suficient și că altceva nu mai au nevoie. Dragii mei, gândul acesta nu este bun. Oare nu merită Domnul nostru devotamentul și dragostea noastră? Nu merită El eforturile noastre de a-L sluji? Aceste lucruri primesc și răsplată din partea Lui. Dar nu răsplata este cea care trebuie să ne motiveze, ci faptul că Domnul se bucură de slujirea noastră. Pavel avea o dorință aprinsă de a-L sluji pe Domnul. Pentru el, Premiul ceresc era ceva ce merita tot efortul. El se destăinuia filipenilor și le spunea așa, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Isus. Cineva spunea că una din problemele creștinului modern este că nu mai vrea să câștige nimic. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că mântuirea este un dar, ceva gratuit, dar premiile cerești se obțin prin efort. Desigur, nu la aceste lucruri s-au referit Ioan, Iacov și mama lor, dar cam acesta este răspunsul pe care îl dă Domnul Isus. El chiar îi asigură că vor avea parte de necazuri, de împrejurări în care vor putea da dovadă că pot obține cele locuri. Oricum, cererea lor aduce tensiune în grupul ucenicilor. Cei zece, când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați. Credeți că ceea ce i-a supărat pe ceilalți ucenici a fost că Iacov și Ioan au avut îndrăzneala să facă o asemenea cerere? Din ceea ce spune Domnul Isus în continuare și din alte situații în care am putut să-i vedem pe ucenici, cred că ceea ce i-a supărat au fost că ei, adică Iacov și Ioan, au cerut acel lucru. Fiecare de acolo credea că lui se cuvine locul, de aceea Domnul Isus îi cheamă deoparte și le ține o lecție de care avea o mare nevoie, așa cum și noi cred că avem. Isus i-a chemat și le-a zis, Știți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai marilor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să vă fie rob.” pentru că nici fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Principiul acesta expus de Domnul Isus, bazat pe paradoxul slujirii, era unul la mod în acele zile. Lumea de atunci era animată de dorința de a domina. Forța era cea care era apreciată și care impunea respect. Cei slabi, cei care nu opuneau rezistență, erau înlăturați. Acestui sistem, Domnului Sus, îi opune unul foarte nepopular, acela al slujirii voluntare. Împărăția cerurilor se deosebea de cea ale lumii, și principiile ei erau altele. Iar exemplul era chiar al Domnului Sus. Era venit să slujească, iar slujirea lui va atinge nivelul absolut pentru că va merge dincolo de ceea ce cei mai mulți consideră a fi limita viața cu cât se apropia mai mult de momentul crucial al crucificării, Domnul Isus îi informa pe ucenici tot mai mult despre misiunea lui aici pe pământ. Ei trebuia să înțeleagă care era ea, care erau coordonatele ei. În același timp, Domnul nu evita mulțimile care se țineau după el. Când au ieșit din Erihon, o mare a mers după Isus. Domnul Isus, împreună cu ucenicii, se îndreaptă de la Erihon către Ierusalim, este același drum despre care vorbește Domnul Isus când îl amintește pe cel căzut între tâlhari. Acel om cobora dinspre Ierusalim către Erihon. Domnul face acum drumul în direcție inversă, pentru a muri între tâlhari. Dragul meu, el a făcut acesta nu pentru că nu avea încotro. El a făcut pentru că a ales să o facă. A ales să facă acest lucru deoarece noi nu aveam alternativă. Nimic nu ar fi putut să ne scape pe noi de sub puterea păcatului dacă nu ar fi fost el. De aceea este necesar să înțelegem cât de important este ceea ce a făcut Domnul nostru. Oricum, și de această dată este urmat de mulțimea de oameni, așa cum am văzut. Și din nou, în acea mulțime, oameni care au nevoie de ajutor, de vindecare. Și doi orbi ședau lângă drum. Ei au auzit că trece Isus și au început să strige. Ai milă de noi, Doamne, fiul lui David! Oamenii aceștia știau ce voiau pentru că nimeni nu reușea să-i reducă la tăcere. Gloata îi certa să tacă, dar ei mai tare strigau, Ai milă de noi, Doamne, Fiului David! Ceea ce trebuie să ne atragă atenția aici este acuratețea cu care ei îl identifică pe Domnul Isus. Ei recunosc regalitatea Domnului. Pentru ei, el este fiul lui David, cu alte cuvinte, prințul, moștenitorul tronului. Dacă vă aduceți aminte, și femeia cananeancă l-a numit fiul lui David, dar ea nu avea niciun drept să-l numească astfel. În calitate de fiul lui David, Domnul Isus era rege doar al Israelului. Acești oameni însă aveau dreptul să-l numească astfel și nu ezită să o facă. Pentru noi, Domnul Isus este fiul lui Dumnezeu, este izbăvitorul și trebuie să ne folosim de acest drept. Domnul Isus îi aude pe cei doi. Isus s-a oprit, i-a chemat și le zis: ce vreți să vă fac? Oare de ce i-a mai întrebat domnul pe cei doi de ce aveau nevoie? Oare nu era evident că le lipsea vederea? Oare de ce așteaptă Dumnezeu rugăciunile noastre? Dragul meu prieten, când vii la Domnul Isus, El vrea să știe tot ce ai tu nevoie. Dacă ai nevoie de mântuire, atunci cere mântuire. Dacă ai nevoie de vindecare, cere vindecare. Bineînțeles, el este cel care alege în cele din urmă la care dintre cereri să răspunde. Un aspect care trebuie detaliat aici este cel cu privire la cererile noastre. Adesea noi solicităm Domnului cereri care nu ne sunt de niciun folos sau chiar sunt periculoase pentru noi. Iacov chiar spune la un moment dat de ce nu răspunde Domnul întotdeauna la aceste solicitări. În capitolul 4, versetul 3, el spune așa, sau cereți și nu căpătați pentru că cereți rău, cu când să risipiți în plăcerile voastre. Vedeți, nu este vorba de răutate. Atunci când Domnul Isus ne cere să ne spunem dorințele, nu o face pentru că nu le știe, nici pentru că vrea să ne certe, ci adesea pentru că vrea să ne auzim pe noi ce cerem. Atunci când ne rugăm, și mai ales atunci când insistăm pentru anumite lucruri, ne este mai ușor să înțelegem ce cerem mai ales în cazul mântuirii. Este nevoie să înțelegem ce implică ea. Ea implică recunoașterea harului de plin al lui Dumnezeu. Nimic nu poate fi alăturat crucii atunci când este vorba de mântuire. Orice am încercat să alăturăm ei înseamnă profanare, înseamnă idolatrie. Apropo, idolatrie nu este altceva decât nerecunoașterea absolutului ce îl caracterizează pe Dumnezeu și închinarea la ceva ce este mai puțin decât Dumnezeu. Acest lucru este valabil și în cazul jerfei Domnului Isus. Dacă susținem că mai este nevoie și de altceva pentru mântuirea noastră, spunem că ea nu este ceea ce Domnul a intenționat să fie. Deci, să judecăm singuri. Dragii mei, când este vorba de mântuire, avem cel mai prețios și complet dar care putea fi făcut vreodată. Să nu desconsiderăm niciodată acest dar. Să nu lăsăm pe nimeni să ne închidă gura când este vorba despre așa ceva. Cei doi nu au lăsat mulțimea să îi îndepărteze de Domnul și efortul lor a fost răsplătit din plin. Isus a oprit, i-a chemat și le-a zis, Ce vreți să vă fac?" Doamne, i-au zis ei, să ni se deschidă ochii. Lui Isus i s-a făcut milă de ei, s-a atins de ochii lor și îndată orbii și-au căpătat vederea și au mers după el. Domnul Isus i-a vindecat și ei au mers după el. Observați, vă rog, cât de schimbată este atitudinea Domnului Isus. Altădată le spunea să nu mai spună nimănui ceea ce făcuse el. Acum nu le mai spune așa ceva. Mai mult, le îngăduie să vină după el. Dragi prieteni, această schimbare are loc pentru că de acum domnul intra în linie dreaptă. Cea mai mare parte a lucrării lui se încheiase. Acum urma apogeul ei. Cât de importantă este ea, ne putem da seama și după întinderea pe care o ocupă în ceea ce privește relatarea făcută de Matei. Toată viața Domnului Isus până la acest moment este descrisă în 20 de capitole, pe când ultimei săptămâni îi sunt acordate numai puțin de 8 capitole. Este evident cât de însemnat este ceea ce s-a petrecut în această săptămână. De cum lucrurile se vor derula într-un rind mult mai mare. După intrarea oficială și triumfală în Ierusalim, fiecare zi a Domnului Isus va fi ocupată cu ultimele eforturi de a-i face pe oameni să înțeleagă cine este El și care este misiunea Lui. De asemenea, pe măsură ce vom parcurge aceste capitole, vom învăța noi lucruri cu privire la persoana Domnului Isus și cu privire la împărăția cerurilor. Dar lucrul pe care nu trebuie să-l uităm este că finalitatea este crucea. Iar crucea nu a venit ca urmare a ceea ce a făcut sau spus Domnul Isus, nu a venit ca urmare a conflictului său cu oficialitățile religioase, ci a venit datorită păcatului nostru. Noi am păcătuit fiecare dintre noi este acela care a determinat drumul Domnului Isus Hristos către cruce. Noi suntem aceia care l-am pus acolo, păcatele noastre. Nu putem înțelege nimic din ceea ce a făcut Domnul Isus dacă nu înțelegem că ceea ce a făcut El în finalul acestei săptămâni este izbăvirea noastră. Să luăm deci aminte la aceste lucruri și să învățăm din ele, dar mai mult să acceptăm ceea ce a făcut El pentru noi pentru mântuirea noastră. se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.